Cei care au lucrat în condiții grele de muncă nu primesc niciun leu în plus la pensie. Dezavantajul recalculării Pensionarii care au lucrat în condiții grele de muncă sunt cei mai dezavantajați. Deci pensiile lor nu vor fi reduse după recalculare, dar nici nu vor beneficia de nicio majorare. Noua lege a pensiilor, care va intra în vigoare pe 1 septembrie, va aduce beneficii financiare pentru cei cu mulți ani de muncă. Astfel, un pensionar cu o vechime de 35-40 de ani va vedea o creștere semnificativă a pensiei. În contrast, un pensionar care a lucrat în condiții dificile timp de 25 de ani nu va primi nicio majorare. Conform legii pensiilor, nicio pensie nu va scădea. Totuși, unele pensii pot crește cu peste 1000 de lei după recalculare. Cu toate acestea, pensionarii care au lucrat în condiții grele de muncă, dar nu au acumulat peste 25 de ani de muncă, nu vor beneficia de nicio majorare, conform Newsweek. Pro.